Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În toate verdețurile astea de primăvară eu îndrăgesc doar spanacul în forma lui de piure de spanac. Piure de spanac. Mă dau un vânt după el. Da. Piure de spanac, faci un mic hrântaș cu unt și făinuță ca să faci sosulețul, separat spănăcelul și după aceea... Voi, terminați-vă, mă. Vai de capul meu, deci... două ouă ochi. Da, sau poșate. Ochi. Ochi. Ochi moale. Da. Se ducă galbenă și vai de capul meu și de... Cam scump pe deocamdată. Am văzut că e o pungă de urzici. Costă cam 10 lei. Și dacă vrei să-ți iei dintr-o pungă, nu alegi nimic, practic. Mm-hmm. Ca să-ți iei ceva serios, îți trebuie să iei un kil de urzici. Sac. Cam atâta vine, da, aproape un săculete. Și da, te costă vreo 50 de lei, cam scump deocamdată. Asta mi se pare foarte justificat. Adică, frate, știi cât de greu se culeg urzicile? Așa e. Și le urd, dar sunt niște... Știi ce înțeapă? Urzicile? Da. Da. Te-a urzica vreodată? De nenumărate ori, da. Dar după urzici nu mă dau un vânt, adică nu-mi plac. Nu mănânc. Băi, merg primăvara. Da, mi se pare o dată de două ori așa. Păi, în comparație cu spanacul și cu lobăda, o ciorbiță de lobădă cu ștevie, vai, îmi plouă în gură, numai că mă gândesc, cred că mă opresc undeva și mi-au astăzi. Nu faci și tu și vii mâine cu... Cu o ciorbă? Cu o ciorbă. Pentru tine, că ăsta nu mănâncă. Ba da, nu mănânc așa, că mai face mama, dar nu... Mănânci cu forța. Nu mănânc, dar nu sunt fan, adică nu sunt mamă, de-abia aștept să vină primăvara să rad o ciorbă de leurdă. Dar între urzi și spanac, dacă ar fi să fie, ce ai prefera? Eu? Da. Eu nu ți-am zis că spanac? Nu spanac. Hai să zic un secret, n-am mâncat urzici în viața mea. Nu cred că n-am mâncat urzici. Urzici și bame, astea sunt două dintre marile mele. Bamele, care... fii atent. Cu bamele eu am avut o experiență foarte neplăcută când eram mic. Tata gătea în casă foarte mult și a gătit bame. Dar erau bamele cam vechi. Adică adulte. Uh-huh. Și astea când devin așa, ele sunt mâncate trei luate de crude, de proast, mici, cum să zic. De mici, da. De mici trebuie luate, dar îți fie pui de bame. Da. Când ele baby bame mai cresc, capătă păr și sunt mai ațoase și uscate. Și nu mi-au plăcut deloc, deloc. Și am rămas cu bamele păroase în cap. Da. Nu prea mă apropii de ele, dar am prins bamele, că ăștia la restaurantele orientale mai fac bame. Am prins rezonabile, civilizate. Da. Ce vreți? Gustă-o bamele? Au un gust de bame, verzi. Mai degrabă. Un gust specific, dulce, să spune, știi? Nu știi aia de la chimie? Benzina are un miros specific. Așa, bravo, și da. Bamele au un gust specific. Da. Un gust de bame, nu pot să-ți descriu. Un gust de iarbă. Da, mai degrabă fiartă. Amar, mai degrabă dulce, acrișor. Nu e amar, e de n-ai de ce. E umami, e indecis așa. Face cineva bame dintre prieteni care sunteți pe recepție? Gătește cineva cu bame? Bame cred că mai puțin, dar cu urzici și spanac. Da. Cred că sunt mai populare. Deci a lămurit rețeta de spanac. Stai puțin. A lămurit rețeta de spanac. Aia e simplu de făcut, știe toată lumea, piure de spanac îmi plouă în gură. Deci poate fac și altfel spanacul. De ce? Dacă are cineva o rețetă de spanac diferită, mesaje WhatsApp 0728 3132 sau chiar pe telefon 0372 069599. Dar urzicile vrem să știm. Cum gătiți urzicile? Cum vă descurcați cu ele? Ca să nu vă înțepe și ca să faceți din ele ceva care să fie totuși gustos. Că mie mi se par cam fa de urzicile astea, ca să fiu cinstit. Mai mult sau mai puțin. Dar ți-am zis, o dată pe an, de două ori maxim, merge. Și cu bamele, cu bamele aici, dacă face cineva bame și cum faci cu bamele respective și cum le alegi să nu fie păroase. 0372069599. Vă așteptăm și mesaje 0728 3132. Ne-a nebunit Vlad, oprește-te cu bamele. Ne-ai nebunit cu bamele. Zi de urzici de spanac de-astea bame. Spanac știe să facă toată lumea. Așa. Urzicile, dacă nu sunt curățate, ai încurcat-o. Că trebuie să stai să le curezi și descoperi între din scuie. Două ore să rupi alea. Da, bame? Ai să râzi, dar avem niște variante foarte interesante și pentru urzici și spanac de la ascultătorii noștri. Au venit enorm de multe mesaje, neașteptat de multe și variate, adică asta spun, nu au toți oamenii. Dar eu nu înțeleg, dacă fierbi urzicile și spanacul ăsta, mai rămâne ceva din vitaminele alea dinăuntru? Asta nu știu să spun. Dar hai să începem cu bamele, de exemplu. Da, zi. Pe lângă faptul că am aflat cum se culeg bamele și trebuie să aibă o dimensiune de 3-4 cm, mai mare, că devin lemnoase, au floarea precum hibiscusul, fel de fel de detalii de genul există ăsta. Există o goare de bame în România? Avem și variante, da, se pare că sunt. Uite ce ne-au scris oamenii. Bamele se culeg de mici.
cum spune. Secretul la ele sunt să fie mici. Să fie și apa mici. Multă și roșiile. Se călesc și se adaugă bamele. Se fierb la foc mic, sare, piper, mărar. Atenție la bame, trebuie să tăiate cu grijă că devin băloase dacă sunt tăiate la cap prea mult. Deci tu ai mâncat bame tăiate la cap prea mult. Da, de-aia erau băloase. Erau băloase. Se spală în apă rece de 3 ori și cu oțet. Vai de capul meu. Deci o lucrare complexă ca să faci o bamă corectă. Și altcineva spune că bamele se găsesc congelate, de mărime potrivită, și nu face niciodată ghiveci fără bame. Aha. Urzicile se adună cu mânușe subțire, dar sunt și în piață și fac din ele un piure doar cu lingura frecat, nu cu mixerul. Aha. Adică Dani este și lămâie. Adică Dani la telefon. Bună dimineața, Adi. O, salut, Adi. Bună dimineața. N-am mai vorbit de mult. Tu ai gătit vreodată în viața ta bame de-astea păroase? Păroase, băloase. Nu, serios, ai gătit bame? Da, am gătit bame, sigur. Am gătit de ce? Bame nu... Asta este o întrebare foarte bună. Am această tendință de a ataca lucrurile de pe tarabă atunci când sunt în sezon. Aha. Pe de altă parte, mie mi se pare că toate mâncurile astea pe care le mâncau oamenii când erau normali au devenit, s-au fost foarte hipsterizate, așa, și sunt tratate cu mai multă atenție decât ar trebui. Știi că da, adică câte leurdă să mănânci, frate? Cât da, stai puțin, stai puțin. Asta cu leurda, am eu o întrebare cu leurda. Deci urzicile da. Știu să le gătesc, am și gătit. Cu spanacul știu, n-am nicio problemă. Dar leurda, în afară de a face un pesto de leurdă sau de a pune în salată niște frunze de leurdă, poți să faci ceva din leurdă? Poți să-ți faci șampon. Poți să-ți faci. Nu, serios, serios. O pui pe iarnă, știi? Poți să pui la congelator să ai iarna un iz de usturoi. Și arunci primăvară. Exact. Deci nu și prea mare. Poți să o pui la conservat, ai o părită și o pui la conservat cu ulei de măsline și când îți faci tu niște, nu știu, paste cu salsicea și cu alcoza, ai aruncat și 3 fire de leurdă din uleiul tău de măsline. Leurdă culeată de tine personal de la obor, ca să fie viața mai frumoasă, dar, repet, nu trebuie să exagerăm, nu cred că suntem vreodată în pericol dacă nu avem un stoc de leurdă acasă. Mm-hmm. Da. Sunt foarte mișto toate lucrurile astea și fain să le guști când sunt pe tarabă, știi, dar să nu exagerăm, adică nu poți să mănânci în fiecare zi urzici. Din nou, da, fain, bravo, bogat, conținut de fier, ce vrei tu, nici nu mai contează vitaminele alea, dacă se distrug sau nu. Nu poți să mănânci urzică crudă, nu ești capră. Trebuie să o gătești, știi? Uite, fii atent, Adi, da. dacă poți să rămâi cu noi să vezi ce rețete interesante ne-au trimis oamenii de urzici. Uite, da. Fii atent, exemplu. Urzicile mi se par bune în hrenzele. Ce e hrenzele? Sau hrenzele. Da. Am înțeles. Un ce fel sale? De mâncare de pe Valea Izei, inspirat de la evrei și țipțeri, cu cartofi rași, făină și ou, mult piper, la care adaug urzicile opărite și tocate mărunt și prăjesc mici plăcinte. Adevărul e că sună bombă să faci niște plăcinte din da, faci cartoful și cu amestecat cu urzici. De-astea. Foarte dietetic. Așa, plăcinte e mult spus, știi? Adică nu vă închipuiți. Un fel de chiftele. E... friganele. Da, să zicem. Da. Da. Altcineva ne vorbește despre urzici cu ceapă călită, mălai, făină și la sfârșit câțiva căței de usturoi. Care sau leurdă. Nu era leurdă când urzicile pe usturoi. Dar tu cum ai face dacă eu ți-aș adus și ție... Noi ți-am adus și ție două pungi de urzici mari. Probabil că n-ar mai vorbi cu noi. Ce le-ai face ca să fie comestibil? Eu vă știam oameni serioși. Da. Ar fi amabil, s-ar uita la noi și ne-ar face niște vita. Stai mă, că vrea să spună. Eu m-aș uita să văd dacă ți-ar dus și niște miel pentru urzicile astea. Că mi-a duceți doar urzicile, că nu suntem departe. Că suntem patru, dita mai mâncătorii. Corect. Și doar din urzici nu ne văd bine. Muncă multă, puțină proteină. Stai că ne-a sunat Livia, să vedem ce ne spune. Livia, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ne recomandă? Legat de rețeta de bame. Bamele așa. Sunt... mâncarea de bame este foarte gustoasă. Uh-huh. Trebuie să... Dacă mare atenție pui lângă friptură. Cum a spus mai devreme. Nu lângă friptură. În niciun caz nu se fac cu carne. Repede să spun, da? Da. Ceapă nu foarte, foarte multă. Atunci când se curăță, atenție la mustățile acelea de la căpăceli, da?
ele trebuie curățate. Nu se taie căpăcelul pentru că atunci devin băluați. Asta am mai auzit mai devreme. Trebuie opărite înainte de a fi gătite. Se opăresc cu apă, oțet și puțină sare. Se face un sos normal cu ceapă, cu eventual un pic de ardei, foarte puțin dacă avem. După care roșii sau suc de roșii se adaugă bamele. Cu sare, piper, se condimentează după gust. Asta este tot. Interesant. Dacă punem și un pic de dragoste acolo, mâncarea va fi delicioasă. Cu dragostea vine fiecare, Livia. Îți mulțumim tare mult. E și Stelian cu noi. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Salut! Eu vreau să vă zic de Samaldăr. Ce e Samaldăr? Da. E o specific ulei. Da? E zona Dobrogei crește. E specific ca leur, da? Decât că este de 10 ori mai iute și mai picant. Ia uite, ierburi uitate. Samaldăr. Da, nici pe Google nu-l găsești foarte, să-ți dea explicații foarte. Eu îl mănânc și acum este sezonul, apare înainte ale urdei. Da. Și cum mănânci? Adică cum mănânci asta? E un fel de usturoi verde. E un fel de usturoi, decât că este de 10 ori mai puternic. Conține foarte multe vitamine. Ok. Pentru detoxifiere de sărbători care le-ai avut. Și da, este, se prepară foarte mult cu carnea de miel la cuptor. Aici e treabă. Da, la cuptor. Dacă vrei să fie mai intens mirosul și gustul, îl ții cu o zi înainte, îl ții la macerat cu samaldăr. Este o aromă specifică de sălbatică. Ceva de nedescris. Prin piețele de pe tot cuprinsul patriei. Aveți, domnule, samaldăr? Are cineva? Avem vreo tarabă cu samaldăr? Da. Hai să vă spun repede și niște... Stai așa că Iadi. Ce vrei să spui, Iadi? E să dea histerii peste el, să vezi cum se umple. Da. Samaldăr? Oborul de începe samaldăr. Plantarea puternică, da, însămânțarea. Da. Uite, mai avem două mesaje scurte. Lidia ne-a vorbit despre lasagna cu spanac. Apropo de spanac. Și carne. Și despre tort de clătite cu spanac și cașcaval. Cum mă, tort de clătite cu spanac? Adică faci straturi clătite și faci o șmechirie cu spanac și cașcaval. Sună foarte bine și o dai la cuptor. În loc de ciocolată Mozart, pui... Și da, niște panceta, niște ceva, putem să punem niște porcheta, aș pune. La tortul cu spanac? Da. Iar o altă doamnă ne-a scris merge, face întotdeauna spanacul cu sos beșamel și puțin usturoi și nucșoară rasă. Da, nu știu dacă nucșoara se potrivește. Merge, ba da. Zici? Merge. La beșamel, merge nucșoara. La spanac, nu știu, da. Bine, acolo și complementează și complimentează. Așa, știi, ok, merge puțină nucșoară. La spanac, la urzică, nu mai simți pe nucșoara aia, dar mielul ai simți, dacă ar fi acolo. Bine, Adi, te lăsăm să gătești o friptură. Dacă poți să pui și urzică lângă. Da. Pune și niște cea caldăr. Cred că am dat peste cap de online astăzi. Stai mă, că nu e cea caldăr. Nu cea caldăr, samaldăr. Samaldăr. A fost combinație de cea căr cu... Da. De data asta. Te pupăm, Adi. Mulțumim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.